Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Panamera. Să fac car vlog cu mașinile prietenilor, pentru că dacă aș fi luat această mașină din showroom, nu aș putea să-mi spun exact părerea despre ea. Cum ar fi să duci la o firmă, să-ți dea o mașină și să zici, băi, nașpa. Da, știu, nu prea poți. Și atunci de-aia prefer să fac cu mașinile prietenilor. Da, e mult mai ok. Da, pentru că poți să spui ce nu-ți place, ce-ți place. Așa, când e o mașină test drive, e cam de prost gust să îi zici omul. Da. Zic că eu tot mă pe asta a venit. De asta vreau să mulțumesc prietenului că mi-a împrumutat acest Porsche Panamera. Și eu îi mulțumesc cu ocazia asta. Ok. Despre ce vorbim azi, Alex? Păi mă gândeam, pentru că tot am văzut că pe canalul tău lumea este foarte, foarte interesată de subiectele astea mai controversate și chiar le place ceea ce faci, mă gândeam să vorbim despre conspirația asta cu lumea masonică, cu chestia asta cu Illuminati și cu chestia asta despre noua ordine mondială, sigur ai auzit despre... New World Order. Da. Da. Mi se pare o diferență mare între New World Order și o lojă masonică. O lojă masonică e ceva care nu e chiar secret. Da. Adică și eu am prieteni care sunt masoni. Poate sunt mason și eu, dar nu pot să vorbesc despre asta. Evident. Oricum îți dai seama că ei sunt conștienți că lumea a aflat cât de cât despre ei, doar că niciodată nu o să afle cele mai importante lucruri. Adică... Și acum o grămadă. E mason, Andy, știu, da, e mason. Da. Și acum toată lumea o să zică... Da. Și Montri e mason. Da, da, da. Da, are vizualizări. Adică nu e nimic rău în a fi mason, știi? Da. Eu, sincer, am aflat despre chestia asta prin documentarul acela cu demascarea industriei muzicale. Vezi, fanii tăi. Da. Așa. Și în documentar, acei băieți analizează melodiile astea ale artiștilor de top, cum ar fi Eminem, Rihanna, toată lumea. Așa. Și, de exemplu, în toate melodiile astea se întâmplă să fie mai multe cuvinte cheie sau propoziții sau anumiți termeni, cum ar fi Rain Man, care este un demon, să zicem așa, demonul care... din toată chestia asta. Și în fiecare melodie se întâmplă să fie mai mulți termeni, cum ar fi New World Order, despre care am vorbit mai devreme, cu noua ordine mondială, care ar trebui să se întâmple pe viitor. Și cam ăsta ar fi scopul celor din Illuminati. Și da, adică multă lume o să zică că suntem nebuni, știi, că vorbim despre chestia asta și... Nu, de ce? Ne spune părerea despre... Eu, sincer, niciodată nu credeam așa până să mă uit la documentarul ăla, adică... Ok, și care este părerea ta? Eu cred că lucrurile astea chiar există, pentru că îți dai seama că în lume când există bine, trebuie să existe automat și rău, adică nu poate să fie totul și... Și ce urmăresc oamenii ăștia? Controlul lumii, evident, adică bănuiesc că ăsta este cel mai... Și ce putem să facem noi ca să-i prevenim? Sincer, nu prea știu ce am putea să facem ca să prevenim, pentru că eu după ce am văzut materialul ăla și am văzut că își introduc acei termeni și acele simboluri, probabil știi despre ochiul providenței. Ochiul acela, piramida. Stai să facem o pauză. Tu crezi că există? Da. Asta e concluzia. Deci, evident, după ce am urmărit acel material și am văzut în câte... Și urmăresc, ce urmăresc ei mai exact? Adică care e scopul lor? Scopul este controlul absolut al lumii. Să poată să controleze absolut și orice ține de noastră. Cum poate să controleze miliarde de oameni? Păi ei fac chestia asta prin subconștientul nostru, adică din acel material poți observa cum ei introduc mai ales și în desenele copiilor și în absolut toate, nu toate, majoritatea melodiilor, artiștilor de top sau chiar și prin afișe, prin absolut foarte multe chestii și se folosesc de numerologie, sigur știi despre asta. Și în acel material prezintă, de exemplu, cum introduc acel ochi al providenței din piramida aceea cu ochi, da, este semnul... și o chestie masonică. Da, este și o chestie religioasă. Da. Bun, pot să spun părerea mea sinceră și nealterată. Asta e mișto în vlog-ul, știi? Că în vlog-ul nu avem nimic predefinit. Noi chiar avem discuția între noi și o discuție sinceră și autentică. Părerea mea este că nu este adevărat chestia asta. Eu pot să mă înșel, e foarte important modul de gândire, știi? Da. Să te gândești că, bă, ce spui tu s-ar putea să nu fie adevărat. Da, ce spun eu, mă gândesc că, bă, probabilitatea ca eu să mă înșel este mică, dar există probabilitatea asta, știi? Da. Și pot să spun doar ceea ce cred eu. Eu nu cred că există chestia asta și cred că cei care, de exemplu și tu, de ce crezi chestia asta? Pentru că tu ți-ai format o părere, da? Părerea că, bă, ăștia vor să ia controlul lumii. Și atunci, cu fiecare altă informație pe care tu o acumulezi, vine să-ți confirme ipoteza ta. Da, da. Așa funcționează creierul uman. Da, eu am studiat foarte mult cum funcționează creierul uman. Asta se numește confirmation bias. Dacă cauți pe Google confirmation bias, o să vezi ce înseamnă. Și
înseamnă că fiecare chestie nouă, fiecare informație pe care tu o acumulezi, vine ție să-ți confirme teoria ta. Da, înțeleg. E valabilă și în religii, e valabilă și în multe, multe chestii. Da. Inclusiv eu sunt biased, știi? Inclusiv eu am confirmation bias. Adică eu nu cred chestia asta și fiecare chestie vine să-mi confirme. De exemplu, creierul le face cumva să se potrivească lucrurile. Da. Ție, lucrurile trebuie să se facă să se potrivească cu ceea ce crezi tu. Adică, bă, există. Ăștia, oamenii ăștia vor să ne controleze. La mine vine fiecare chestie și îmi spune că, bă, nu există chestia asta. Uite, Alex Montre este supus confirmation bias și de-aia crede chestia asta. Așa funcționează creierul. Unul din noi doi se înșeală. Da. Nu știu, pe mine chiar m-a inspirat spune chestia asta, adică eram foarte curios să aflu de ce în melodiile mai multor artiști care sunt total diferiți, adică nu au treabă neapărat unii cu alții, chiar dacă au făcut colaborări, adică Eminem cântă rap, Rihanna este pe alt gen, da, de muzică, știi? Da, ai niște chestii concrete care poți să mi le spui ca să discutăm pe concret, nu? Da, așa, deci pe versurile pe acelor clipuri, de exemplu, apar exact aceiași termeni. Rain Man, care este numele unui demon care reprezintă Rayman, adică omul ploii, ca și cum ar fi. În, stai un pic, dar vorbim despre demon aici? Adică crezi în demoni? Nu, ce este vorba despre... Despre? Cum se numește? El ar fi... Da, practic el este văzut ca un demon în toată chestia asta. Crezi în demon? Eu sincer, cum cred în Dumnezeu, evident că dacă crezi în Dumnezeu trebuie să crești. Eu cred că este posibil să existe o entitate care ne-a creat și care a creat universul. Dar în mod sigur, dacă există acea entitate, nu cred că are nevoie de venerare, pentru că este o entitate mult prea superioară. Da. Venerarea este o dorință fizic-umană. Vrem să fim preaslăviți noi sau vrem să preaslăvim noi? Înțelegi? Deci asta este modul meu de gândire. Da. Nu înseamnă că modul meu de gândire e perfect. Poate mă înșel. Eu nu cred că există demon. Da, mă rog, el așa, la fel, așa unul dintre noi doi se înșeală. Așa este el văzut și în mai multe piese apare această frază, New World Order, în care se cântă despre chestia asta și despre cum artiștii cântă chiar în propriile lor piese, că au făcut contractul ăsta pentru că ei cântă despre asta ca și cum ar fi făcut un contract cu diavolul, știi? Adică când spun chestia asta, că și-au vândut sufletul diavolului, știi? Poate ai dreptate, da. Poate ai dreptate, poate mă înșel eu. Și de exemplu și Eminem cântă în piese lui despre depresia asta de când l-a semnat și că nu mai poate să doarmă în somn și chestia asta. Mi se pare așa puțin, adică zâmbesc numai că mă gândesc că Eminem și-ar fi, ar fi făcut un contract cu diavolul. Da. Dar da, înțeleg că există, da, nu, zic că adevărat. Eu vorbesc despre documentarul ăla, adică da. Mie chiar mi s-a părut interesant și ce dovezi au adus. Știi care e faza? Chiar dacă noi avem păreri diferite, nu trebuie să ne luăm. Asta e o greșeală, fac mulți oameni. Își se iau la mișto. Da. Înțelegi? Eu nu trebuie să te iau pe tine la mișto dacă eu nu sunt de acord cu tine. Trebuie să zic, bă, ok, da, fiecare tu ai părerea ta. Da, și asta e o chestie care oamenii, ai văzut, nu o fac. Cum au ocazia, unii pe alții se iau la mișto, că da, tu ești prost. Atunci când doi oameni asta e chestie nașpa. Oamenii s-au bătut, am mai spus chestia asta, oamenii s-au bătut mii de ani pe divergențe de opinii legate de zeități din cer. Ei, uite, asta e o chestie care trebuie promovată, mai ales pe noi care ne urmăresc mulți copii, trebuie să promovăm chestia asta. Da. Pentru că ei natural tind să dea cu hate unul altul. Bă, că ești prost, ai văzut în jur, ai văzut cât în jur oamenii, știu, în comentarii, știu, pe YouTube? Știu. Nu, deci noi trebuie să facem oamenii să înțeleagă că nu e ok să înjuri. Trebuie să fii civilizat. Chestia asta te va ajuta în viață. Dacă tu te comporți așa și înjuri și te comporți ca un grobian, dacă tu ai un comportament grobian, atunci o să ai probleme în viață. Ai șanse mai mici de reușită în viață. Da. Oamenii de obicei au, nu știu, plăcerea asta, adică dacă ei cred ceva, trebuie neapărat toți cei din jurul lor să creadă că ei, ca să se simtă bine cumva. Și de ce? Pentru că ei așa au văzut în jur. Dacă ei au văzut în jur numai oameni care înjură, li se pare că ăla e normalul. Da, nu, ăla nu e normal, ăla e ghetou. Ești ca un calculator. Oamenii sunt ca un calculator, depinde ce soft le bagi. Da. Dacă ei un om și îl crești în ghetou, ăla se va comporta exact ca în ghetou. Da, dacă el, același om, același copil îl iei și îl duci într-o familie educată, ăla va fi un om educat. Da. Pentru că e ca un calculator și îi pui ce s-o vrei tu calculatorului. Bun, dar făcând acum abstracție de la chestia asta, tu crezi că există un grup de oameni care sunt cel mai sus în lumea asta și practic au cel mai mare control? Adică îți dai seama Rothschild? Da, familiile astea, de exemplu, cele mai bogate. Sunt și într-adevăr își exercită autoritatea, influența, dorința de a avea un statut. Pentru că în momentul când ai foarte mulți bani, miliarde de dolari, foarte multe miliarde, deja nu te mai interesează banii. Da, ai trecere peste tot. Ai prea mulți bani, ai prea multe miliarde. Aici te interesează puterea, statutul. Da, puterea, influența. Așa vrei să-ți manifesti dominanța. Da. Dar uite, există oameni ca Bill Gates care, oamenii au zis, bă, hai să, majoritatea averii vreau să dau pentru cauze nobile. Da.
Adică asta e o chestie, un lucru de apreciat. Acum, normal că există conspirație, că Bill Gates vrea să facă cu vaccinurile. Da, bă, mereu o să apară o altă chestie. Adică normal. Dacă stăm să ne gândim la conspirație, chiar și ce am zis eu, chiar dacă e adevărat sau nu, mai există multe alte conspirații în care poți să crezi sau nu. Exact. Da. Oamenilor le place să creadă. Ți-am zis, în principiu, datorită confirmation bias, cred ei toate chestiile astea, știi? Nu, domnule, că ne asupresc ăștia, ne fac ăștia. Da. Știi de ce nu cred eu în supranatural? Pentru că există niște, o societate a scepticilor care aia oferă $1,000,000 și le oferă de 40 de ani încoace oricărui om care are cea mai mică putere paranormală. Băi, și nimeni n-a luat milionul ăla. Poți să cauți pe Google, îl cheamă Randy. Băi, deci dacă tu poți să, dacă există cineva în lumea asta care să poată să mute cu privirea un bold, ăla a câștigat milionul, ăla e pe viață. Da. Deci nu există, nu există paranormal. În trecut se puteau răspândi chestiile astea, bă, ai auzit că sunt chestii paranormale, se putea răspândi. De ce? Pentru că nu exista accesul la informație. Da, oamenii nu știau unul de altul. Dacă unul avea premiul de dat cu mare Randy de $1,000,000, oamenii nu puteau să afle de chestia asta. Chiar sunt curios părerea oamenilor care ne urmăresc pe YouTube. Lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne părerea voastră. De ce nu există nimeni în lume care să ia chestia asta? Există oameni care spun, domne, că ține televizorul pe piept. Nu, ăla nu e, nu e nimic paranormal. Pur și simplu s-a dovedit că avea o, un soare pe piept, care era ca un fel de lipici. Păi da, dar am putea să luăm și chestia asta altfel. Adică, uite, de exemplu, dacă tu ai avea o putere supranaturală, să zicem că ai putea să, nu știu, să auzi absolut orice gândește orice om în jurul tău. Te-ar mai interesa acel $1,000,000 pentru că tu, dacă ai avea această putere, ai putea să ai absolut orice din lume. Păi da, dar asta ai nu înseamnă putea... că există oameni de genul ăsta. Uite, de exemplu, dacă aș avea o putere de asta supranaturală, nu aș vrea să afle pe altcineva de aia, pentru că îți dai seama că nu ar fi ok. Adică tu nu ai ieșit într-o lumină bună niciodată în chestia asta, pentru că ai fi diferit și lumea a încercat să te... Intuiția îmi spune că nu există. Da. Dar mă pot înșela, bineînțeles. Da. Nu știu și chestia asta cu demascarea industriei muzicale, dacă s-a mai uitat cineva la documentar, poate să lase acolo jos în comentarii care este părerea lui în toată chestia asta. Eu sincer m-am uitat de 3 ori, mi-a plăcut super mult. Noi citim toate comentariile. Da, am încercat să înțeleg super mult chestia aia și nu știu. Ai văzut parodierea aia, Andy Popescu e scârbit de o mașină ieftină? Cum? N-ai văzut parodierea aia, a apărut un clip? Ah, ba da, ba da, da. Dragii mei, eu citesc toate comentariile. Da, știu, am văzut. Lăsați comentarii, de ce? Caterin, mie îmi place start-up. Și de ce? Îmi place liniștea. A, da, pentru liniște, că mă îndoiesc că face diferența la consum. Da, eu prefer mașinile electrice. Dar deocamdată sunt prea scumpe, de-aia, de-aia nu, da, nu dețin o mașină electrică. E foarte interesant că oamenii, fiecare om are o proprie percepție asupra realității, asupra realității în care trăim. Da, eu văd lucrurile într-un fel, tu vezi lucrurile într-un fel. Niște oameni acum se uită la noi și bă, uite ce discuție mișto și interesantă au ăștia. Da. Alții se uită la noi și zici, bă, fiar, ai dracu de cretini, ai dracu de cretini cu se lau, fă ei mașini scumpe, știi? Da. Fiecare om vede altfel. Mă rog, unele chestii vin și din niște traume de-astea interioare, adică nu înțeleg de cum ai putea să te uiți la un om și chiar dacă nu-l cunoști, să-i vrei rău, adică chiar dacă are... Dar sunt, sunt oameni de așa sunt, să știi, sunt bolnavi mental, dar știu, sunt, există. Știu. Procentul e cam de 1%, știi? Da. Adică 1% sunt atât de deviați, atât de diferiți de normal, încât să simtă că ne urăsc. Și de fapt, e culmea că ei se uită la noi. Da, adică n-am înțeles chestia asta. Dacă nu-ți place un om, de ce îl atragi în viața ta și de ce te tot uiți la ceea ce faci? Adică, practic, tu... Da. Ție îți place rău ăla, știi? Legea atracție. Îți place. Da. Ai văzut m-am uitat clipul? La da, clipul ăla. Da, m-am, mai un link. M-am uitat și la un film care este despre chestia asta cu legea atracției, The Secret. Da, 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 am auzit filmul de el. Vezi că din comentarii, eu citesc toate comentariile pentru că aflu chestii de la oameni. Da, am aflat filmul la, de la filmul ăla și am citit despre ce e vorba. Eu cu filmul ăsta de Secret știu de pe la tine din comentarii. Când vreau să las un comentariu, am văzut acolo. Încearcă să te uiți la filmul ăla de Secret, ceva genul, și m-am uitat. Chiar se vorbea acolo despre legea atracției. Adică, practic, tu ce gândești, aia atrage în viața ta. Dacă te gândești numai că ai cheltuieli și că ai datorii și că nu știu cum să ieși din chestia asta, tu atragi chestia aia și mai mult înspre tine. Dacă ai o gândire pozitivă, o să atragi numai lucruri. Un fel de point fixation. Oarecum eu înțeleg, pentru că e o chestie psihologică. Psihologică și adică o ură de asta, știi? Bă, de ce ăla are și eu n-am? Da, e gelozia. Mă rog că nu e mașina mea, că dacă era mașina mea, mă jura toată lumea. Da, știu, păi nu se mai uita nimeni din prima. Da, e un fel de point fixation, știi? Da. Căutați pe Google dacă vreți să înseamnă point fixation. Este atunci când tu te uiți într-un punct și te duci fix în punctul ăla. Adică tu mergi cu mașina sau cu motocicleta și faci point fixation și în loc să-l ocolești, tu te duci exact în punctul ăla, pentru că tu tinzi să te duci acolo unde vezi. Da. Deci tinzi să te duci acolo unde vezi. E interesant abordarea asta. Îmi place foarte mult să citesc fiecare comentariu și chiar o fac, pentru că simt că am o relație directă cu fiecare din miile de oameni care mă privesc.
Da, și asta e foarte interesant, știi? Adică, da. Bă, dacă ai ceva să-mi comunici, cu siguranță eu voi citi comentariul și tău. Și te ajută foarte mult, adică da, să știi ce... Și eu aflu chestii de la ei, și ei aflu chestii de la mine, și eu am o relație bidirecțională. Da, a apărut acum un canal de ăsta, nu stăm acum să zicem cum, și numele spune tot despre canal. Da, vreau deci... să știu, vreau să știu. Da, așa și așa. Cum se numește? O să dea cu hate la noi dacă îi spunem da, numele. Tot așa ceea așa. Ce face, face clipuri despre alții și... Da, zi-mi mie că te-ai la montaj. Da, e pe ăla cu... A, da, 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 a făcut așa. Un clip despre mine cu aplicația de-aia, așa. Așa? Fac eu un clip după îi răspund și după mai face și el încă unul. Adică gen, nu că îi răspund, adică eu l-am menționat vreo 20 de secunde din clip. Știi, am zis că a făcut un clip despre mine, nu știu ce. Ei, eu am făcut un clip cu el și i-am spus chestia asta. Știi că l-am întâlnit cu el? Da, da? Am făcut un clip despre am făcut un clip în care am vorbit despre chestia asta și am zis: "Bă, nu e bine să dai cu hate." Înțelegi? Dar pe de altă parte tu trebuie să te pui în locul lui. El a făcut vizualizări cu clipul ăla. Nu prea am văzut că a făcut. Mă rog, sincer. Deci când a zis că YouTuber român care au BMW, știi? Nu, păi nu e ăla. Ba da, mă, nu e același, e același om. YouTuber care... A, are două canale diferite? Da, ce da, om, da. Deci vezi, întotdeauna tu, ca să înțelegi un om, trebuie să te pui în pielea lui. Da. Tu trebuie să te pui în pielea omului și să vezi, bă, eu am crescut prin vizualizări, chiar dacă am dat cu hate, dar așa am crescut. Și atunci e puțin greu pentru el să zică, bă, n-am cum, pentru că e metoda lui de creștere. Da. Ai înțeles? Pune-te în locul lui. Da, ok, nici eu nu vreau să cresc prin hate, dar dacă e singura metodă prin care pot să cresc, ce pot să fac? Am două posibilități: nu fac nimic și nu cresc, nu, sau fac ceva și cresc foarte puțin. Nu cred că există niciodată posibilitatea asta, nu poți să faci nimic. Adică orice om are posibilitatea să facă ceva. Adică nu poți să zici că, bă, eu pot să mă afirm în viață doar vorbind despre alții. Dacă tu ai încercat și ai vedea că nu faci decât câteva sute de vizualizări și faci un clip de hate și primești 50.000 de vizualizări. Pe eu la primele clipuri nu m-am născut cu 10.000 de... Eu la primele clipuri aveam 300 de vizualizări, 200, da. Care totuși e un număr mare, că eu am mai făcut YouTube când mă jucam, gen, făceam jocurile, postam, gaming. Și aveam 10. Acum când am început pe vlog, vlogul mai nou e mult mai apreciat decât gamingul. Și am avut 300, nu m-am născut cu sute de mii de la început și despre chestia asta. A trebuit să am continuitate și a trebuit să postez din ce în ce mai des. Și, nu știu, eu sincer... Ce mi-am promis mie, adică nu o să fac niciodată clipuri despre alții. Da. Maxim o reacție, să zicem că reacția la aia e ok, adică practic, nu știu, una e să faci o reacție și alta e să faci alte chestii. Eu de asta am încercat de fiecare dată când am vorbit cu Cristina Ivon, am încercat să-i spun chestia asta. Bă, încearcă să totuși să nu fii, să nu răspundești atâta hate, pentru că te urmăresc foarte mulți copii și atunci ei copiază. Copiii copiază. Da, nu știu, eu am concepția mea clară, adică poți să faci mai ales nu neapărat pe platforma asta, cât și în viață. Poți să ai succes ori făcând ceva propriu, ori să te legi de alții. Genul asta e o chestie... Știu. Nu știu, eu aleg să fac conținutul meu. E o chestie care eu nu sunt de acord să răspundești Kate, dar m-am dus la Cristina și să-i zic: "Bă, ce faci, fă nebunul?" Da. Ai înțeles? M-am dus și a zis frumos, am vorbit cu ea, adică și acum dacă vorbesc cu ea, vorbesc frumos: "Bă, uite, eu nu sunt de acord cu ce faci, ar fi bine să încerci să schimbi, să nu răspundești hate între copii." Nu știu, să zicem, am mult mai mult respect pentru un om care alege să creeze pacifist, conținutul lui. Da. Nu neapărat pacifist, că poți să faci chestia asta și într-un mod mai ok, știi? Adică hai să zicem că faci un canal de critică constructivă. Uh-huh. Sincer, am văzut decât un canal care să fac chestia asta ok și ca lumea. Pe Sucre. Gen, chiar îl urmăresc și chiar face o treabă super bună, o face într-un mod ok și... Da, și oricum o face, eu zic, în cel mai ok mod față de ce am mai văzut. Uite cine ne sponsorizează pe noi. Cluța cu bunătăți. Hai, acum o duci și tu? Eu văzusem la băiatul ăla, nu te lăsa să-i dai șoc la motor când era speriat că nu duce motorul, să-i dai. Cam acesta a fost vlogul. Dacă vreți să vedeți continuarea care începe exact acum, va fi pe canalul Montrei. Partea în care conduc și eu, o să lase un link jos în descriere și nu uita să dați și un like și să ne căutați pe Instagram. O să lăsăm pe aici și Instagramurile noastre. Ok, cam asta e tot. Ciao.